ne-am gândit să ne strângem astăzi și să vă facem viața puțin, puțin mai frumoasă, dacă putem, într-o oră cât o să stați aici la noi. Și s-a dat startul petrecerii. Doamnele, chiar dacă ajunse la o vârstă veritabilă, au dovedit că sunt cele mai bune dansatoare. Unele au lăsat basunul deoparte și s-au dănțuit cât le-au ținut picioarele, uitând de orice boală sau durere. Petrecerea a fost una cu ușile închise pentru bărbați. Doamnele de la oraș au trimis soții la cumpărături sau să plătească facturi, iar cele de la sate i-au lăsat acasă să aibă grijă de animale. Măcar o dată într-un an să aibă și ele parte de momente numai pentru ele. De fapt, au fost acceptați doar doi bărbați la petrecere, unul lăutar, iar altul angajat al CR-ului. Horă sârbă, brează, ciobănaș, brașovencă, toate dansurile populare nu mai au niciun secret pentru aceste doamne. Singurul care le-a dat ceva bătăi de cap a fost dansul pinguinului. Chiar dacă noi îmbătrânim, inima rămâne tânără, spun doamnele care au sărbătorit 8 martie la CR Târgoviște. Cu această petrecere au uitat de toate grijile. Foarte frumoasă, foarte binevenită pentru persoanele vârstnice și o relaxare, un dans, ceva benefic, ceva frumos. E binevenită că ne mai relaxăm, mai ales că suntem și după la țară. La oraș tot mai iese în oraș, iese pe acolo, dar noi suntem foarte, foarte mulți. La vârsta noastră mai simțim și noi nevoia să ne mai suntem în putere, mai putem, nu mai puteam, stăm cumva pe liber. Doamne, grijile, toată lumea le are. Dar acum am pus capăt, lăsăm acolo, să ne ducem acasă, ne luăm la început grijile. Atmosfera e frumoasă. Frumoasă, da. Ați dansa? Da, este foarte frumos. Da. E o zi deosebită azi. Da. Așa trebuie să fim, ca să nu simțim durerile și supărările. Pentru mama mea să-i dea Dumnezeu multă sănătate și surorii, prieteni, la toată lumea. Cum ai petrecerea aici? Foarte bună, plăcută, distractivă. Așa trebuie să fii mereu. Pe lângă petrecerea cu lăutari, care s-a dovedit una cu adevărat reușită, reprezentanții CR Târgoviște l-au răsfățat pe doamne și cu flori și prăjituri. Multe dintre ele recunosc că abia așteptau și produsele oferite cadou de o farmacie din Târgoviște. Vreți produse farmaceutice? Da. Dacă zici că ne dă cadou, ne dă cadou. Cum sărbătoriți o martie? Foarte bine. Și dacă de această dată bărbații au fost lăsați deoparte, pentru jumătatea lunii viitoare, CR România Târgoviște le pregătește și lor o surpriză. Va fi inaugurat aici un club pentru cei care doresc să joace șah sau remi. Singura condiție este să fie membri ai instituției de creditare.